Buletin de știre. Analfabeții la volan. Începând cu anul 2000, actele necesare pentru examenul de conducere auto vor cuprinde, pe lângă fișa medicală, și copia după ultimul an de studii ale solicitantului. Iată ce spune comunicatul transmis de Brigada de Circulație Rutieră, primit azi la redacție. Cităm. Elementele de noutate a examenului din anul 2000 de șoferi auto constă în solicitarea de către cadrele abilitați al copiei după ultimul act de studii a solicitanților. Aceștia, inexorabil, va depune actul de studii ca o garanție fecundă lui organul de ordine că e circulația care o să fie bună, dacă nu meritorie, a statului de drept pe șoselele țării. Prin această măsură inextricabilă scontăm eliminarea în avant a avalanșei de neșcolarizanți și analfabeții la volan care să producă accidente. Le. Cine nu va face primordial dovada că are o formă minimaltă de școlarizante sau maximal clasele 1-8 nu vor fi primiți la examen chiar dacă subsecvent au avizele psihologic puse pe fișa medicinală. Publicitate politică. Cuanti au tian cuando? Entita, ni tiao bang, what what? PNL se prezintă cu o ofertă electorală care lărgită privește tot spectrul politic actual. Bine, CCD este un partid serios, drag. Astea-s prostii, lasă-mă în pace, dragă. PDSR este clar dominant pe scena politică și va câștiga. PD nu crede că cineva poate lua în serios ofertele femeii sau altele. CDR s-a împiedicat în rămășițele fostei securități din opoziție, din PRM și din PDSR. Ți-ar prinde bine să înțelegi ceva din politica românească, nu? Politicienii vorbesc pe limba ta. Ian Tian, Quang Tua, Mot Hun Chi Chua. Politica la noi, mai ușor prin chineza. Hua! Dicții și conte de la dicții românești. Dialoguri neconvenționale. Doamnă și domnilor, bun găsit la Dialoguri Neconvenționale. Astăzi vorbim despre fraude electorale. O fraudă electorală importantă s-a întâmplat în localitatea Corlate și stau de vorbă cu cei doi candidați care au trecut în turul 2. Da. Dumneavoastră, da, da, ați rămas în lupta electorală. Da. În ce a constat frauda despre care vorbește toată lumea din localitatea Corlate? Frauda a constat în primul rând pentru... Prezentați-vă mai întâi. Mă numesc Clopotar Dorel Vasile, da? Și sunt primar în satul Corlate. Viitor primar care va câștiga. Deci ești primar sau vei fi viitor primar? Viitor primar. Ești poate. Doar candidat. Da. Da, și da, domnul? Ai să fii tu primar când o să-mi iau eu pensia. Lăsați. Mi-a promis. Eu am să fiu primar. Cum vă cheamă? Aristide Țărănoiu, am, da? 87 de ani, da? Sunt membru fondator la Partidul Național Țărănesc, am fost, da? L-am cunoscut pe Maniu și bine, pe Mihalache. Lăsați. Mihalache a rămas renumit prin linia lui. Avea o linie nipocnea peste mână pe ai tot. Spus că n-avea linie, ai spus că aveam baston. Mai mințați puțin, nu ne-ați explicat în ce constă lupta dintre noastre. Din ce formațiuni politice faceți parte? Eu fac parte din formațiunea PSDSR-ului. Așa, PDSR. Da? Dumneata? Eu sunt de la Partidul Național. Ești candidat și primar în funcție. Primar în funcție și în viitoarea legislatură tot primar în funcție. Nu e adevărat. Dumneata, da. Ce rezultate a obținut în alegeri? În alegeri câte procente? Câte procente? 37%. Așa? Care a fost favorabil. Și dumneata? Eu am obținut 35% și m-am șalat irsopul ăsta. Deci uite, sunteți la... La mustață, cum se la zice. La muchi de cuțit. Umăr la umăr. Da. Unul cu 37, unul cu 35. Da. Unde au fost secțiile de votare? Unde? În CAPO, în CAPO. Una în CAPO. Școală. Una nu mai este CAPO, ce e CAPO? Păi acolo e școala, CAPO. Mă rog, deci da? Una în școală, școală, a doua a fost la primărie. Unde? La primărie. La primărie. A treia la teatru cinematograf. La cinematograf, da, este și teatru. Da. Ce teatru e în comun acolo? Teatru de papuci. A, teatru de ce? Teatru de papuci? Nu există teatru de, poate teatru de păpuși, nu există teatru de papuci. Există, că papuși le-a încălzat cu papuci, așa se spune. Bun, a treia la teatru de papuci, așa? A patra? A fost la filarmonică. Și la biserică? Da. La biserică a fost a 5-a, a 6-a și a 7-a. Nu, că a zis că alealte au fost...
itinerante. Da. Alea a șasea, a șaptea, a șaptea itinerante. Una a picat de pe răpă. Cine? Adus, o urnă? O urnă, da, că s-a împiedicat Grigori Clopătaru. Da? Una că s-a picat de pe răpă, tot cu urnă. Mă rog, s-a dus. S-a farmat, s-a dus. S-au pierdut voturile. Un vot, unu. A ce, în urnă era un singur vot? Da, eu l-am găsit. Al lui Nicolae Mamucă era. Bă. Hai să... Una s-a dus. Cine a făcut frauda? Cine a făcut frauda? Bunicu. Vă acuzați reciproc de fraudă? Reciproc. A, dar e bunicu? Da, e bunicu. Asta a fost să sunteți rude? Da. Dar în politică adică nepotul PDSR și bunicu PNC. Da. Și de ce vă bateți, oameni buni, dacă sunteți... Dar cum nu-i batem? Că noi bat eu. Dacă noi îi trag una acum. Eu consider că trebuie să încheiem această discuție. Nu ajungem la nicio securistule! Securistule! Tu ești securistule! Nepotul face securist pe bunic, domne. Te-a făcut securist? Ai fost securist? A fost securist. Și asta ce a fost? Comunist. Comunism. Nu e adevărat, am fost numai. Dar nu vă bateți, dar vă rog frumos. Da. Vă rog frumos. Da, vă dă inima când politică nu există rude. N-ai mamă, n-ai tată, n-ai nepot. Vorba aceea, frate, dar să vezi tu ce te-ai bate, băi, nepoate. Colați, voi hotropseți ai vețe, voi hogârșiți la foamea-n gât. Votați-mă la primărie, că avem un satare urât. Și unui clopotar Vasile, și altui clopotar Dorel. Dacă votați pe DSR-ul de pași la toți, vă dau un miel. La revedere, oameni buni, sănătate și toate cele bune, aveți grijă cum votați în turul 2. La fereastra casei mele stă un hoț. Măi nepoate, tu ne-ai înșelat pe toți. Te-am votat și uite acum pare rău. Vă iau capul, gâtul și piciorul meu. Te-am votat și-i va zică și oroneada. Ce ți-ai rupi gâte și orodat? Păi te mă lăi trind, mă las pe tine, prindea, te prindea. Hai la vot și la chef, da, hai la vot și la chef. Dacă când votăm să ne distrăm, da, hai la vot ca la chef. Hai la vot și la chef. Festivalul cântecului electoral. Hai la vot ca la chef. Povestea aia veche cu primăria și a ei pereche. Se zice că orice primar are undeva în țara asta primăria sa. Eu deocamdată îmi fac electoratul în două jumătate. Nu votează jumate, stau acasă, ce nasol o să fie deocamdată. Dar știu că odată și odată trebuie să-i păcălesc. Recunosc votarea asta, a mers foarte prost primăria mea. Câte costă ai pentru cine a votat bine? Și mă caută în turul 2. Când vei vota înseamnă că m-ai chemat. Când te voi auzi înseamnă că m-au votat. Când voi fi înseamnă că am reușit. Când voi reuși e clar că i-am păcălit. Votează-mă-ntur, votează-mă-ntur-ul 2. Și dacă nu e așa și crezi că e la oha, e pentru că acum primăria mea n-au votat nici jumătate. Au lipsit o jumătate, ce-au pierdut o jumătate din București, fără să-și dai seama. Crezi că-i simplă drama, gândește-te, în definitiv ești și a ta. Recunosc, votarea asta a mers prost. Cântecul ăsta e pentru cine a votat bine. Și m-a votat în al doilea tur.
primul de la tine. Când voi fi, înseamnă că m-au ștampilat. Când te voi auzi, înseamnă că am câștigat. Când voi ieși primar, voi fi mai dur. Când am să ies învingător din al doilea tur, votează-mă în tur, votează-mă în tur, votează-mă în turul doi, turul doi, turul doi, turul doi. Buletin de știre. Iliescu și Cai. Domnul Ion Iliescu a fost întâmpinat la Sascut în turneul său electoral prin județul Bacău de un alai format din 50 de cai care aveau lipit cu scoci pe frunte portretul său. Astfel, Ion Iliescu a ajuns din fruntea sondajelor în fruntea cailor. Localnicii aveau și ei pusă poza președintelui PDSR pe pălării. Adunarea electorală formată din oameni și cai a ascultat cu sufletul la gură discursul lui Ion Iliescu. Stimați concetățeni, dragi cai, am încredere în voi la alegeri. A venit momentul să desprindem grâul de ovăz. Votați-mă și voi pune biciul pe actualii guvernanți. Trebuie să batem șaua să priceapă puterea. Vă promit că dacă mă votați, veți avea o zăbală, pardon, o viață mai bună. În timpul discursului s-au scandat următoarele lozinci. Iliescu Hergelie pentru o nouă Românie! Sau Iliescu candidat pentru încu nechezat! Și Iliescu la putere pentru a cailor plăcere! Răspunzând acestor lozinci, domnul Ion Iliescu a glumit spunând: cetățene din Sascut, de nu mă voteste, salut! Divertis Radio Blitz. Catedrala salvează școala. Conform ultimelor statistici alcătuite în urma unei analize efectuate în 70 de școli din județul Iași, s-a ajuns la concluzia că numărul neșcolarizaților și al cazurilor de abandon școlar este enorm, depășind 1,51%. Soluția dată de inspectoratul școlar este drastică. Preoții vor merge acasă la elevii cu probleme și îi vor readuce pe calea cea dreaptă. Răspunzând cu promptitudine la această nouă cerință a învățământului modern, Mitropolia Moldovei a inițiat o slujbă standard de aducere a elevilor pe calea cea dreaptă a prezenței la școală, slujbă din care vă prezentăm un fragment semnificativ. Pace și prezență tuturor! În supunere și smerenie să ascultăm sfânta pagină catalogului. Avram Arteni Antioha Popuțoaie absent, Barbu Badea Constantin Dimitrie Isaia Iliescu Isărescu și tot neamul lor prezent. Eugenie Eusebe Osafta Florica Gabi și Mimi să treceți pe la casa parohială cu 3 găini și un sac de mălai pentru iertarea și motivarea absențelor. Domnului ministru să ne rugăm. Tată Marga care ești în minister, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă absențele noastre, precum iertăm și noi greviștilor voștri. Căci tu ești făcătorul și desfăcătorul bugetului nostru, cel de toate zilele, acum și în veacul vecilor puțin. Cu ajutorul lui Dumnezeu la ore, hai, 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 auziți cum sună clopoțelul, hai, 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 hai. Publicitate politică. Vă prezentăm povestea banilor fără sfârșit fericit. Dragă frate, în luna iunie voi fi deja în Canada. Mă bucur că în sfârșit mi-am îndeplinit visul și că i-am putut ajuta și pe copii să plece. Dacă nu erai tu să mă înveți să scot toți banii din băncile falimentare române, nu știu ce se alegea de pensia mea. Ai avut dreptate! Sunt sute și sute de sucursale în toată țara care dau dobânzi mari și faliment rapid.
multă sănătate și ție și cumnatei și oricui nu-i prost să-și lase banii în băncile falimentare române. Al tău frate, Nelu. Băncile falimentare române. O țeapă în calea uitării. Poșta redacției. Stimată redacție, mă numesc Valeriu Foiosu și am moștenit o pădure de conifere de la tata în comuna Ipoțești, județul Botoșan. Fiind băieți păduri cu treram, pentru că știți, nu-i așa, suntem în anul Leminescu. Dar pădurile ni le-au luat comuniștii, după care seara pe deal bulciumul suna cu jale că pe mine m-au băgat la canal. Niște răi și niște fameni. Dar acum, când lupul a băgat frica printre funfi și flecare, găgăuții și gușații, adică în stăpânii ăstei nații, se dă pădurile înapoi, domnule. Cine mai freamă, cine mai zbușim? De ce? Pentru că ăștia de la ocolul Țibic Suceava nu ne retrocedează pădurile până nu ne organizăm în regim silvic și le zice la păduri: o rămâi, rămâi la mine. Și vă întreb, noi, adevărații proprietari, când o să putem spune: codurile, codruțule, când te tai, drăguțule? Că de când nu te-am văzut, crengile toate au căzut. Și de când m-au depărtat, toată lumea te-a furat. Când? Oh, yeah! Domnule Foiosu, vă va răspunde domnul Gheorghe Bondar, directorul cenaclului Românul fură cu pădurea, Românul frate cu pădurea, de pe lângă domnul Gheorghe Flutur, directorul direcției silvice Suceava. Domnule Bondar, vorbiți. Oh, yeah! Bade Foiosule, dar știu că bine le mai zici pe nume. Numai că la păduri nu-i cam poezie. Ce dacă ești proprietar? Ci, vrei pădurea înapoi, nu? Ei, stai să vezi că nu-i așa. Mai întâi, îți faci matale un ocol silvic privat ca spre întâmpin hoția. Îți faci mata gard cu foișor, extintor și groapă de nisip, lanternă, topor și covoraș de cauciuc. Ei, și când ești gata matale, cam în 20-30 de ani, îți retrocedăm și noi pădurea. Dar până atunci, ia stai să-ți zic și eu una de Eminescu, de pe la noi din cenaclu. La legea. La legea care a răsărit e o cale atât de lungă că 10 ani au trebuit lui Lupu să o ajungă. Pădurea toată s-a tăiat, legea-i bătut în cuie, era pe când nu s-a votat, azi s-a votat și nu e. Mulțumesc! Numai jucând puteți pierde concursul emisiunii. Zilele trecute, Ion Iliescu și Viorel Hrebenciuc s-au întâlnit la berăria Calul cu Bere. Da? Serios? Da. Calul cu Bere? Hrebenciuc cu Iliescu, măi. A, așa, da. Hrebenciuc e șeful de campanie, cum am mai fost. Și Iliescu cine? Șeful lui Hrebenciuc. Aha. Întrebare. Ce i-a spus Ion Iliescu lui Viorel Hrebenciuc în legătură cu al treilea mandat? Bing! Hrebenciuc, încă unul și mă duc. Bing! Berea după bere e o plăcere. Nu, Nelu la putere e durere. Dicții și conte de la dicții românești. Dialoguri neconvenționale. Stimați ascultători, să trăiți! Sunt jandarm reporter Viorel Busuioc. Mă aflu pe aeroportul Otopeni, unde o importantă delegație a noastră a jandarilor se întoarce de la Londra, unde s-a pregătit printre colegii jandarii englezi. Alături de mine este domnul
plutonier major Cornel Piticu. Să trăiți? Să trăiți la fel și dumneavoastră. Sunt încheietor de squad la squadul de jandarmi care a fost la New Scotland Yard. Cum a fost la New Scotland Yard, domnule plutonier major? Deși mă așteptam să ne ducă în Scoția, datorită faptului că se numește Scotland Yard, totuși pe noi ne-a dus la Londra, dar vreau să vă spun că acest oraș este, dincolo de ce poveștile care se spune despre smog sau ceață, este un oraș extraordinar, am căzut pe spate, efectiv, ca o vorbă românească, de ce am văzut acolo. Iar alături de dânsul este domnul... Să trăiți, sunt sergentul poliglot Vinocenție Ciulin, traducător în plutonul de jandarmi poligloți, am fost ghidul și însoțitorul grupului la Londra. Cum v-ați simțit alături de acești scotlandiardezi care au fost, cum a arătat Agatha Christie, fruntea jandarilor mondiali? Așa este. Prima săptămână am avut probleme, am avut clasturi puși la gât din cauza căștilor. Se știe că acești polițiști au niște căști speciale care pe noi ne-a rost la gât, că nu eram obișnuit. Noi aveam decât caschete. Ne-am dus într-o zi să batem niște demonstranți. Niște demonstranți. Cum se obișnuiește în orice țară civilizată. Exact. A blocat și ei acolo drumul pentru două ore, ne-am dus să-i bătem. Cu ce? Cu ce? Ce armament aveați în dotare? Am avut în dotare armamentul baston și armamentul... Bastoanele le-am luat de acasă, deoarece ni s-a spus printr-un fax că nu au bastoane pentru limba română. Dar trebuie să mergem cu bastoanele noastre ca să știm instrucțiunile de folosire. Ce deosebire este între bastonul de limba engleză și bastonul de limba română? Al lor este ceva mai moale, al lor este ceva mai moale și mai scurt. Al nostru este lung și tare. Și nu v-a fost greu să bateți cu bastonul scurt? Nu, deci noi am bătut cu bastonul, dar ce a fost extraordinar. Greva a început la ora 4:20. La ora 5. Ce grevă era? A cui? A ce? Sau nu v-a interesat? Nu ne-a interesat. Nu ni s-a spus. S-a spus, domnule Berges, dați în cap până cere apă. Așa. Dar nu a cerut apa, asta a fost cel mai important lucru, că la ora 5 fix s-a oprit și a cerut ceai. Când orologiul Big Ben din turnul Londrei a bătut ora 5, 5 o'clock, T, cum spun englezii, tot s-a oprit, demonstranți și polițiști, și au început să servească ceaiul. Exact, a spus așa, mi-a spus, squat quarter, drept, pe lore, pause, o cup of tea. În momentul acela am luat ceaiul, am sorbit. Cum se servește ceaiul? Din poziția de drept, culcat sau? Din poziția de drept sau pe loc repaus, dar se servește fierbinte. Asta nu am știut. Cum vi s-a părut colegii jandarii englezi față de colegii români? Mai duri, mai puternici, mai hotărâți sau mai moi, mai neputernici, mai nehotărâți? Sunt mult mai puternici, dar mult mai calculați. Ei până spune trei propoziții, noi batem trei oameni. V-ați descurcat cu limba engleză? Bineînțeles. Cum? Greu. O mare deosebire ne desparte de ei, noi suntem francofoni, iar ei sunt anglofoni. Și cum ați făcut? Ei am fost tratați ca niște normanzi, cum ați spus ei. Pe eu spuneam, s'il vous plaît, asseyez-vous, que sinon je vous bat avec les bastons. Oui. Ei nu înțelegea. A spus, nu știu ce, pe limba engleză. Jandarmul spune, excuse me, sir, I want to give you four bastons on your back. Iar demonstratul răspunde, yes, sir, please give me. Adică, domnule... Vă mulțumesc, loviți-mă! Se spune, Pazov, ai drop de grenades. Da. În acel moment o se aruncă la pământ și tu nici mai trebuie să arunci grenada. Să și economisește. Grenade cu lacrimogene, să nu creadă... E altceva cu gaze lacrimogene. Nu, sunt grenade fumigene. Sunt fumigene. Fumigene. Și la fum? Cum acționează demonstranții? Sub nicio formă, că este în smog toată ziua. Mi-am dat seama că este inutil să aruncăm cu fum. Și ați spus colegilor englezi acest lucru? Am spus, dar ei, dacă are dotare, aruncă. Zice, aruncăm că... De fiecare dată când se folosesc gaze lacrimogene, după aceea vine plutonul de gentlemen din jandarmeria engleză, care cu batista îi șterge la ochi pe demonstranți. Și demonstranții? Demonstranții, mulțumesc frumos! Mai doresc să le spun atâta oamenilor, care trec la Londra. Dacă cumva treceți, aveți grijă că la un moment dat podul se ridică. Am pățit de două ori când am vrut să trec Tanisa... Am trecut și când am călcat următorul lucru, am călcat în gol și am fost pescuit de plutonul de pescuitori al poliției engleze. Mulțumesc și pe această cale. Am căzut de dor în Tamisa, nu-mi pare rău, am văzut și eu cum se ridică podurile în Anglia ca să treacă vapoarele. Am călcat, odată am căzut în apă, dar odată am căzut și pe un vapor unde ne-a plăcut că am fost omenit. Să spunem la revedere ascultătorilor noștri. Să spunem la revedere. Goodbye, see you soon. Goodbye, see you soon. A cup of tea. Hello, goodbye forever. Melodii de altă dată în interpretări de nerecunoscut. Astăzi, Făbricuță, Făbricuță.
fabrica-i scoasă la vândut și FPS-ul a cerut 3 milioane de dolari furați de foștii acționari cu datorii pe la Radet și la Conel și la Buget. Păi, fabricuță, cum e ea, lor Radu Sârbu i-ar plăcea s-o vândă pe bani bunicei, la greci, la turci sau la evrei. Dar într-o zi n-a mai răbdat și uite așa a declarat: fabricuță, fabricuță, cu 3.000 de muncitori, de ce-mi cauți tu pricină? Sindicatul e de vină că mi-alungă din usină pe cei 3 investitori, tocmai când e luna nouă. Pe data asta, măi fată, ziboda proste că ai scăpat. Dar de te prim eu încă o dată, să știi că eu te-am lichidat. Fabricuță, fabricuță, astăzi te-am privatizat. Cine a mai văzut vreodată fabrică privatizată și cu muncitori la poartă, înjurându-l pe patron, înjurându-l pe patron? El tot profitul l-a dosit și niciun ban n-a investit. Iar sindicatul supărat pe subprefect l-a sechestrat și au mâncat și au băut, 3 zile greva a ținut. Fabricuță, fabricuță, nu mai ai investitori. Cine a mai văzut vreodată fabrică falimentată și cu guvernanți grămadă, mândri de isprava lor, mândri de isprava lor? De data asta, măi fată, ziboda proste că ai scăpat. Dar de se-ntoarce Iliescu, să știi că intri în păcat. Fabricuță, fabricuță, nu mai ai investitori. Cine a mai văzut vreodată fabrică falimentată și cu guvernanți grămadă, mândri de isprava lor, mândri de isprava lor? Dicții și conte de la dicții românești. Dialoguri neconvenționale. Doamnelor și domnilor, bun venit la rubrica Dialoguri neconvenționale. Tema de astăzi este pescuitul ilegal în apele teritoriale ale României, pescuit efectuat de pescadoare turcești. Turcești. Stăm de vorbă cu un ofițer al pazii de coastă. Subofițer, subofițer. Cum vă cheamă? Mă numesc Pușcașul Marin. Și sunt prizonier ajovant pe... Pe ce navă? Nava a fost Pescarus. Cum se cheamă? Pescarusul. Pescarusul? Da. Dar după... Nu Pescarușul? Nu, că era rusească. Cărcanul este un pește prețios. Așa. Frumos, care păstrează obiceiurile de Dunării. Și foarte scump în Turcia. Și foarte scump în Turcia. El efectuează un dans prenupțial. Călcanul iese la suprafață. Deci vine spre litoralul românesc. Litoral, da? Iese la suprafață din nesip. Dar stați puțin, călcanul are obiceiuri prenupțiale? Da. Este cel mai frumos dans peștico-erotic pe care l-am văzut. Eu știam că baledele au astfel și de obiceiuri. Balene. Delfinii. Și delfinii. Da, și balenele și delfinii sunt mamifere. Da. Dar călcanul. Călcanul e un pește, nu? Turtit. Și turtit. Cum? Care e obiceiul? Obiceiul lui e așa. Seara pe la sfințit. Așa. Iese la suprafață, ușor, ușor, calcanul. Ușor. Și sau calcanii, mă rog, bancul de calcani. Bancurile de calcani, așa. Da. Ies. În momentul respectiv când a ieșit, da? Face un salt. Cine? Călcanul și așa? Călcănița. A, când s-a întâlnit în aer... Masculul și femela. S-a lipit în aer. Pe suprafață. Deasupra apei. Plosc. Așa? Floșc înapoi în apă. Înapoi în apă. Actul deci, erotic s-a consumat. Actul sexual la calcan durează o secundă cât se aer, întâlnesc în aer. Și după aia au zis și o noapte în apă. În apă. În apă este actul. Deci primul contact e în aer, se prăbușesc în apă, apă se scufundă și o zis și o noapte. Duș.
Duș, cu ce nave turcești v-ați încleștat în luptă? Güvelmer și Kükülmer. Güvelmer și Kükülmer. Da. Așa. Cele două nave, da? Navega. Pescuiau, noaptea sau ziua, când s-a întâmplat? Penserat, penserat, așa. Noi cântam, sincera, sincera. Cine cânta? Sincera. Cine cânta? Este mare un calcan, iar se vede. Dar cine cânta? Ofițerul de la cart cânta. A, stătea așa pur și simplu, se uita în zare și... Și cânta. Când odată navele turcești, Güvelmer, Güvelmer. De la Güvelmer. Și? Bagă motor. Așa? Bagă cartuș pe țapă. Plasele. Plasele. Dă-i? Dă-i cu torpilul. Împușcă-i. Pou! E împușcat? Da, cu trotil. M-am luptat cu mișlocile convenționale. Am făcut babordaj. Arme albe. Am făcut babordaj. Ce ați făcut? Babordaj. Babordaj. Da, ca pe vremea piraților. Exact. Ca pe vremea piraților. Capitanul Cucu. Capitanul Cucu. Capitanul Cucu. Cucu, da. Așa. Am apropiat din navă turcească. Babordaj! Babordaj! Așa strigat, așa strigat. La gât, dă-i cu hârponul. Cu ce v-ați luptat? Cu hârponul, da. Cu hârponul? Dă-i. Și l-am prins pe unul. Ați prins vreun turc? L-am prins, că pe care? Pe cine? Pe cine? Pe ăsta din norocitul. Bună ziua. Cum vă cheamă? Mă numesc Suleiman de Calcan. Așa? Și-a zis că să plec să fac calcan la România, să calcan, pentru că turcii întotdeauna au vrut să calcan în și România. Și calcanul este un pește căutat în Turcia, da, am înțeles vreau eu. Vreau să facem rahat de calcan. Asta da, asta la dumneavoastră în Turcia. Baclava. Dar nu v-a fost frică că veți fi prins de garda de coastă din România? Nu m-a fost frică. De ce nu v-a fost frică? Pentru că... Dar nu aveți voie să pescuiți în apele teritoriale ale României, nu e clar? Cine spune asta? Păi ce? Păi nu e clar? Nu e clar. Păi e o lege internațională a pescuitului. Ești turc? Eu nu sunt turc, dumneata ești turc. Eu sunt turc, păi vezi că nu e clar. Păi de ce? Cum să nu fie clar? Pentru mine e clar, ai intrat cu vaporul în apele teritoriale ale României. Da, da, turc. Uitați, băi, că treabă ne-am dat. Fiată, am pornit motor, așa, am schimbat vitezele ca atât. Da, așa. Și am văzut la un moment dat, am venit să arăt. Deci ce ăștia să dau vedetele în față la noi? Deci ce e ce? Emisiunea televiziunii? Adică cine? Dumneavoastră cu vedetele de la garda de coastă? Vedete, vedete! Stai! Cu cui ai zis așa? Lui! De la distanță, da? Stai mă, stai! Babordaj! Însictiră, am spus eu! Dumneata! M-ai enervat, dar erai în apele teritoriale ale României! Da, nu eram în apele mele, pentru că am avut aseară, am băut foarte mult cu colegiul meu și nu mai eram în apele mele! Dar eu repet, nu erai în apele teritoriale ale României, ai încălcat o lege! Asta, ce contează, da? Am avut aici, am văzut cum să facem tirturi, am avut niște butoaie cu apă turcească, așa? Am vărsat în apă în jurul vapărului și gata! Asta înseamnă că erai în apa teritorială a țării tale. A țării mele, bineînțeles, da. Adică dacă vine cu un butoi cu apă de la Istanbul, da? Și o răstoarnă în Marea Neagră lângă țărmul, da? Românesc, el zice că este în apele teritoriale turcești, auzi? Da? Nu-ți vine să râzi? Dat eu una. I-ai dat una? I-am dat una. Și? Cu hârponul. Cu hârponul. Dacă nu l-am nebunit. Doamne, trebuie să încheiem aici acest interviu. Eu vă doresc că tuturor audiție plăcută în continuare și sper ca aceste probleme să se oprească odată pentru totdeauna. Toate cele bune, la revedere. Să ne vedem la calcanul. Buletin de știre. Membrii trupei 3 Sud-Est cântă pentru PDSR în cadrul megaturneului Mileniul 3 Sud-Est. Alegerea a fost făcută pentru că în numele trupei sunt reprezentate atât cele 3 mandate permise de Constituția României domnului Ion Iliescu, cât și zona geopolitică la care aderă PDSR-ul. Pentru a arăta poporului faptul că își asumă trecutul măcinat de dizidență, domnul Ion Iliescu a făcut o surpriză alegătorilor cântând dumnealui însuși piesa cu Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Iată un fragment din tulburătoarea melodie interpretată de președintele PDSR. Ion Iliescu se întoarce în Mileniu 3! Amintirile mă chinuiesc, țărăniștii toți mă hăituiesc, nu mai rezist. Președintele m-a atacat, coaliția m-a virusat, nu mai rezist. Băi, guvernările, îți dau mereu prior. Guvernările, te răscolesc deseori. Cât timp ai fost în frunte, am crezut că ne-ai iubit. Ai făcut ce ai făcut țara, te-ai amăgit. De ce oare am uitat tot ce a fost? De ce oare vom spera iar fără rost? Pisez 2 ani, își jur alți 2 ani și apoi la putere vin alții mai dihai. Amintirile mă bântuiesc, amintirile mă îmbolnăvesc, nu mai rezist. Firul roșu nu vrea să mai țune, astăzi mi-au rămas doar amintirile. Voi n-ați știut cât am suferit când cu dictatorul m-am sfătit. Voi n-ați știut
cât am suferit când la editură m-au propit. Coaliția, nu te lasă să trăiești, populația vrea din nou să o păcălești. Tot ce a fost e scump, locul tu ți-a dat, zâmbetul tău caduc, i-a înșelat. De ce oare ne căzim de atâția ani? De ce oare ne complacem în Balcan? Fugim de ruși, trăim lângă ruși, iar în Europa batem pe la uși. Amintirile mă bântuiesc, amintirile mă îmbolnăvesc, nu mai rezist. Președintele m-a atacat, coaliția m-a virusat, nu mai rezist. Nu mai rezist. Divertis Radio Blitz. Poliția R-Română lucrează. Pentru a diminua numărul infracțiunilor comise de romi, Inspectoratul de Poliție al județului Arad va școlariza doi țigani în unitățile de subofițieri ale Ministerului de Interne. Aceștia doi vor participa la anchetarea țiganilor analfabeți care nu știu limba română. Iată un scurt fragment din interogatoriu. Spune, mă, infractorule, cum te cheamă, mă? Hei, hei! Mă, spune, mă, cum te cheamă, că strac două de nu te vezi bine, mă. Cum te cheamă? Întreabă-l, mă, cum îl cheamă? Parpanghelei! Hei, mă! Parpanghel îl cheamă. Ia întreabă, l-a furat sau n-a furat? Parpanghele, ciordelii, brei, ciriclii. Ciordelii, ciordelii. Ce a zis? A zis că n-a furat. No, bine, mă, mereți acasă. Publicitate politică. În luna aprilie, la Hoț B.O. s-a terminat cu distracția. Pentru că după ce dai a doua lovitură a lui Jackie Chan, trebuie să te scufunzi în cartierul Titanic și să-ți iei certificat medical de la Johnny Pneumonic. Altfel, intri la pârnaie alte 9 săptămâni jumate. Dar asta nu-i totul. În luna mai vine Hoțila. Vino împreună cu noi la cele mai tari firme. Hoț B.O. Cineva la tine acasă. Ha. Numai jucând puteți pierde concursul emisiunii. Doamnelor și domnilor, cursa electorală a început, au început și concursurile noastre telefonice. Vreți să câștigați alegerile? Vreți să vă meargă limba uns? Aveți nevoie de uleiul electoral de îmbârligat poporul Limb de Lemn de la Bunicuța? Vreți să primiți gratuit un bidon de Limb de Lemn de la Bunicuța? Nu trebuie decât să sunați acum la numărul 89 90 92 96 2000. Să formați la întâmplare o frază în care să folosiți cuvintele sinergie, animalule, mecanism, moșier, punctare, capsoman și să răspundeți la întrebarea: de la cine este Limb de Lemnul? Veți primi gratuit un bidon de Limb de Lemn de la Bunicuța! Câștigătorii vor participa și la tombola mandatelor! Scrieți pe eticheta bidonului de Limb de Lemn câte mandate are Bunicuța! Puneți-o în orice urnă atunci când votați și puteți deveni utilizator pe viață de Limb de Lemn de la Bunicuța! Sunați acum! Limb de Lemnul e la îndelimba oricui! Poșta redacției. Răspundem ascultătorilor. Mă numesc Ursul Panda, sunt din localitatea Bărboș, județul Galați, și am o problemă. Berbecul meu, adică bărbatul oii, ca să nu înțelegeți greșit, îi tare leneș. De vara trecută nu s-a mai atins de nicio meoară. Stă singur tot timpul și se uită pierdut pentru o gaură de gard. Când m-am dus și eu să mă uit pe gaura aia și m-am aplecat să văd ce vede el, a sărit pe mine animalul Dracula și m-am pus cu coarnele. Parcă nebunit. Știți la ce se uita el prin gaură? Se uita la un afiș publicitar pe care scria Ulmark, lână pură virgină. Afișul ăsta și l-a pus vecinul meu, Viorel Merinosu, pe ușa grajdului, în amintirea unei oi la care ținea ca la ochii de în cap și pe care a mâncat-o anul trecut. Ce să fac eu să-l conving pe berbecul meu să lase afișul și să se uite la oile lui? Oare dacă îi dau Viagra, e bine? Yeah!
Domnule Ursu și specialiștii chinezi au dat Viagra urșilor panda ca să se împrietenească între ei, dar fără rezultat. Tot chinezii le-au pus în cuști reviste Playboy, sperând să-i miște, însă nimic. Noi vă sfătuim să-i dați berbecului dumneavoastră Playoi, unde sunt pozate tot felul de oi, fără lână, pentru plăcerea berbecilor fără chef. Repetăm, nu-i dați Viagra să nu pățiți ca în cântecul cu Nealecu. Nealecu, Nealecu, dă Viagra lui berbecu și berbecu furios se trântește întâi pe jos, apoi se trântește în șură, dă-i sar toți dinții din gură. Viagra l-a stimulat și pe oi l-a terminat. De nevoie acum berbecu fuge după Nealecu. Buletin de știre. Nou club politic și balcanic. La invitația fostului președinte al Bulgariei, Jelio Jelev, președintele României, Emil Constantinescu, a acceptat să devină membru al Clubului Politic Balcanic, organism ce va reuni personalități de marcă din Europa. Inițiativa organizării Clubului Balcanic aparține fostului președinte al Turciei, Süleyman Demirel, care n-a reușit să se întâlnească anul trecut cu celălalt cofondator, Gheorghios Papandreou, ministru de externe al Greciei, din cauza fostului președinte al Macedoniei, Kiro Gligorov, care a întârziat două zile fiind plecat la o vânătoare cu fostul președinte al Albaniei, Sali Berisha, care, uitând de vânătoare, a motivat că e bolnav. Drept că nici Papandreou n-a venit, deși era gazdă, fiind plecat cu soția la Paris. Singurul prezent e drept neinvitat liderul kosovar Ibrahim Rugova, s-a autodeclarat membru al clubului, lucru făcut în urma unui fax întâmplător și de Petre Roman și Ion Iliescu, care au crezut că e vorba de un club al viitorilor președinți, nu de foști. O apariție marcantă a fost a domnului Valeriu Stoica, care a făcut luni o deplasare de o zi la Vidin, la invitația clubului, care a uitat să-l anunțe că ședința s-a schimbat la Salonic la iarnă. Următoarea ședință a fost fixată pentru 20 septembrie la Skopje, după cum susțin unii membri, sau chiar mai devreme la 15 august, la Varna, în Cipru sau în Croația, după cum susțin alții. Bucureștiul și-a depus și el candidatura de a găzdui una din întâlnirile Clubului Balcanic, urmând să se stabilească data pentru luna noiembrie anul viitor sau pentru martie anul trecut, dată pentru care deja s-au primit două confirmări de participare, dar nici alea sigure. Hai la vot și la chef! Da, hai la vot și la chef! Da, când votăm să ne distrăm, da, hai la vot ca la chef! Hai la vot și la chef! Da, hai la vot și la chef! Festivalul cântecului electoral! Da, hai la vot ca la chef! Doamnelor și domnilor, ascultați acum cântecul unui candidat la primărie care vrea să pună mâna pe ciolan. Ascultați și refugiați-vă. Primăria, primăria mi-o oferă alegătorii, căci sunt născut, crescut în cartier și am visat de mic să fiu primar. Primăria, primăria, îți vine dracii când vezi listele, dar eu promit că de-o să ies primar. Mă lepăt de satana. Toți sunt buni de gură, asta e legea-n primărie. Cu primarul în frunte fură, se miră Maria stând la coadă, ținând în mână un teanc de cereri, văzând cum alții au doar un plic cu bani cu care îl așteaptă pe tata Ciolan. Iată vine tata Ciolan, tata Ciolan. Și iată vine tata Ciolan. Iată vine tata Ciolan, tata Ciolan. Și iată vine tata Ciolan. Milită. Și iată vine tata Ciolan, tata Ciolan. Și iată vine tata Ciolan. Poate limon. Și iată vine tata Ciolan, tata Ciolan. Și iată vine tata Ciolan. Vă jură. Maria, știu, ești mirată, dar în primărie ăsta-i șpirul. Plicul cu banii obicei străvești, n-o să-l schimb eu-n patru ani. Maria, Maria, asta nu știu alegătorii, că promisiunea-i vorbă scurtă, durează numai până ajungi primar. Maria, Maria,
să fur și eu un pic. Căci m-a îmbârligat satana. Mamă, ce mafie în primărie. Primar, viceprimar, secretară, consilier, toți face orașul să plângă. Îmi face chitara să plângă. Mă refugiez. Ce mafie în primărie. Publicitate politică. Să schimbăm 5 miliarde de dolari sau să intre în România. Schimbarea. Ce e dincolo, dincolo de cuvinte? Dincolo de cuvinte e demagogia. Și sunt promisiunile. Însă dincolo de cuvinte sunt în primul rând oamenii politici cocoțați la putere. Cocoțați la putere. Și electoratul cocoțat pe stâlp. Cocoțat pe stâlp. Rom politicon, adio și n-am cuvinte. N-am cuvinte. Dicții și conte de dicții românești. Dialoguri neconvenționale. Stimați ascultători, ne aflăm la punctul de graniță, granița Albița, în Vamă, pe fâșia Arată, unde o inițiativă uimitoare la prima și a doua vedere are loc chiar acum. Chiar lângă mine se află expertul, cum vă numiți? Mă numesc Patrick Norocel Hamilton și sunt din Ontario, Canada. Și... Iar Canada a găsit prin dumneavoastră această soluție uimitoare. Sigur. De a păzi granița cu găini. Am convins farmerii ca să aduci toți găinii, dar din păcate găinii nu vede virus, ei nu mai se infestesc cu el și atunci trebuie să facem niște echipi mixte. Am făcut în care este un granițer, este un câinele, câteodată și un vulpe, dar la noi vulpii este mult protejați de lege și vulpii mânca găinii și găinii fiind infestați, vulpii murea și ele. Dar experimentul merge mai departe aici, merge. În Vama Albița, unde stăm de vorbă cu partenerul român al domnului Norocel. Rusu Vameșu mă numesc și sunt comandantul Vamei Albița și coordonatorul acestui proiect de protecție a graniței de est a României împotriva virusilor. Este vorba despre virusul de Volga, diferit de virusul de Nil cu este care a luptat diferit, domnul Norocel. Da, și din aceea cauză eu am și spus să trebuie animale mai puternici decât găini, poate gâști. M-am gândit cum gâșturile au salvat Capitoliu în antichitate. Cum știi, cum este și România ca tun Babel, este mai bine gâști. Faci și zgomotul mare și poate virus și poate sperie, știi? E o soluție. Această graniță de est a României este cea mai expusă la virus, pentru că aici vin și rușii, dar virusii vin foarte, foarte mult. Este virusii și de pe computer, că la Ucraina și Rusia face virus de computer și este așa numiții ucraineni, este hackeții. Deci nu este hacker, este hacket. Este o combinație între exact, hacker și racket. Exact, de computer, care și distrugi computerii cu pușca și cu toți astea, ia bani și aruncă, scapă virusii pe jos. Exact. În timpul penelor de curent, virusii ies din calculator pentru că nu mai au cu ce se hrăni, încep să mișune pe jos. Republica Moldova este plină de virus care mișună pe jos. Din electronici. Cauza... Exact. Avem virus electronici. Informații de la Departamentul Apărării Canada și Statele Unite. Avem informații că toți virusii care au ieșit așa din computer putea să atace și la domnul Iliescu. Chiar așa a fost. Da, nu vi se pare strane? Dacă avea 2-3 găini lângă el? Ieri ne-a sunat domnul Adrian Năstase, care a cerut o echipă de găini pentru protecția domnului Iliescu. A spus că renunță la sepepiști, iau 3 găini de-astea adresate de la Vamă și a scăpat de virus. Și în plus, poate din când în când să mănânce și câte un ou proaspăt, își face o mască cu gălbenuș de ou și arată altfel în fața electoratului. Deja arată altfel, mie mi se pare că nu deja... Nu mai are imaginea pătată ca în afișele lui Costea. Dacă merge la campanie electorală, pui, dacă ia servietul, domnul Iliescu, scoate, când vede că vine, când de multe ori virus și vine, vine un om și zice, să-l dea jos pe Iliescu, scoate, eu imediat scoți găinii așa și nu ai nicio problemă. Dar spuneți... Poate să facă și cadouri, dacă găsește câte o bătrânică, atunci poate să-i facă
cadou găinile lui sepepiste și deja am mai câștigat un vot sau două. Un vot de bătrânică contează în ziua de astăzi. Exact, și poate să spune, cum spunea poezia de la poetul acela român, că este un parafraz care pot spune că normal aș fost de nu ai fost viruș, cum ar cânta găină, dar a ieșit așa să cot-codac. Și eu cu soarta asta mă împac. Trebuie folosite echipe mixte de găini, adică o găină românească cu o găină americană, canadiană. De ce? Pentru că găina românească se știe că este trează de la 8 dimineața la 8 seara. Găina canadiană, din cauza diferenței de fus orar, este trează de la 8 seara până la 8 dimineața. Și în felul acesta, virusii nu pot intra nici ziua, nici noaptea. Poate să punem și șorici care să ronțăie cafele, dacă este stricat imediat. Cine? Ce să ronțe? Șoricii, care le iese niște pubițe dacă ronțăie cafe stricat sau de contrabandă, la șorici iese niște pubițe. Se vede imediat roșii. Pe porc? Nu pe porci, șoricii rozătoare, cum se spune? Șoareci, vrei să spune? Mouse. Exact. Da. Domnule Norocel, aveți de gând să mai rămâneți în țară? Sigur, sunt și eu am fascinat și eu am un pariu personal cu mine. Trebuie să păzim cumva granițe, să știm cine trece, cine vine. Și pentru asta aveam un program de alte animale, de șopârle, să punem. Punem șopârle și când trece un om granița, a călcat, pui totul infesteze șopârle. Când a călcat, coada de la șopârle rămâne. Și imediat știi că a trecut. Din păcate, acum nu poți vedea decât coada de la șopârle. El pleacă. Acum să văd cum faci să lipim talpă de coadă sau ceva, știi? Punem viză pe coada de șopârle. Iată, stimați ascultători, că românii nu numai umblă cu șopârle, ci le și folosesc. Numai jucând puteți pierde. Concursul emisiunii. Iar acum, stimați ascultători, un nou concurs auto organizat de Vama Română. Problemă. Aflat în vamă, când trebuie să opriți? Când vameșul este A mic cu mâna ridicată, B mic cu mâna întinsă, C mic în ambele cazuri. Dacă ați aflat răspunsul corect, sunați la 8080880, linia fierbinte a vameșilor, și ori ați câștigat continuarea excursiei în străinătate, ori vă întoarceți să vă ridicați premiul, dumneavoastră hotărâți. 8080880, Vameș Hotline, o mână întinsă către dumneavoastră. Hai la vot și la chef, da, hai la vot și la chef, da, când votăm să ne distrăm, da, hai la vot ca la chef, hai la vot și la chef. Festivalul cântecului electoral. Iar primarul candidați de pe afiș te îndeamnă doar unde privești. Numai eu te rezolv problemele, sunt cu carul. Fiindcă votul-i cu cântec, haideți cu noi să cântăm. Alege chi-chi-chi-chi-chi, chi-chi-chi-chi-chi-chi-rita. Poate Oprescu, sau poate Bă-b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 ă
Cel mai bun candidat, primarul. Pe oricine am votat ca primar, a schimbat doar salariul. Azi în micul Paris vine în locul lui Lis alesul. Nu știu
cine-i vota. Știu doar că ne-au predonat. Votează Oprescu. Ba 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 Vi, 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 vi